Salutare, dragii mei, eu sunt Rose Vlog și astăzi vreau să abordăm un subiect foarte incomod. Am tot observat că apar tot felul de clipuri și multe persoane pe alte platforme judecă fetele care fac OnlyFans. Aș vrea să subliniez că la început și eu am fost așa, până când, după cum v-am povestit într-unul dintre vlogurile mele, până să mă informez despre această platformă OnlyFans, am judecat și judecam fiecare fată pe care o vedeam că face OnlyFans. Pe motivul faptului că cunosc această platformă și am început să fac și eu de câteva luni OnlyFans, îmi permit să îmi dau cu părerea și să discut cu voi de ce consider eu că nu este bine și nu mi se pare normal să judecăm fetele care fac OnlyFans. Faptul că au apărut atâtea platforme în mediul online, cum ar fi OnlyFans, Instagram, Snapchat, TikTok, Badoo și multe altele, faptul că folosesc și eu foarte multe platforme, nu doar OnlyFans, am interacționat cu mulți bărbați care în momentul în care mă vedeau și după câteva conversații cu acea persoană, am observat că curiozitatea lui era dacă fac OnlyFans. În momentul în care i-am spus că fac OnlyFans, acel om a fost oarecum iritat de ceea ce eu i-am spus că fac. A început să judece la general că toate femeile care fac OnlyFans sunt curve. Și nu mi s-a părut normal pentru că atunci când acel om mi-a adresat această propoziție, curiozitatea mea a fost către el să-l întreb dacă știe ce înseamnă o femeie curvă sau cel puțin cuvântul curvă. Nu a știut, bineînțeles, să-mi explice și nici să-mi argumenteze motivul. Pentru el a fost motivul faptul că dacă toate fac OnlyFans, pentru el consideră că toate sunt femei ușoare. De-a lungul timpului am observat și unele recenzii sau reacții, pot spune, la vlogurile mele pe canal și faptul că fac OnlyFans. Aș vrea să-i mulțumesc băiatului care a reacționat, bineînțeles, la canalul meu. Se numește Bulănosul, îl salutăm cu respect. Vreau să-ți adresez o informație, Bulănosul. Eu nu fac o reclamă mascată, ci pur și simplu subiectele pe acest canal sunt strict de educație sexuală, dar dacă tot fac pe aceste subiecte, categoric îmi convine să-mi și promovez site-ul de OnlyFans. De ce nu sunt de acord cu părerile unora, faptul că ne judecă pe noi femeile care facem OnlyFans, este motivul pentru că nu observă și alte defecte a altor persoane pe alte platforme. Cum ar fi TikTok. Pe TikTok am tot jucat cu tot felul de persoane, tiktokeri, care au decurs la anumite provocări mult prea exagerate decât ce facem noi pe OnlyFans. Când a apărut această platformă TikTok, au apărut și provocări care pe mine m-au șocat. Cum ar fi datul cu rahat pe față, băgatul capului în WC-ul, dansat în sutien și chiloți. Tot felul de provocări pe care noi femeile, dacă stăm să analizăm, să judecăm noi ca și femei, nu ne-am fi imaginat niciodată că unii bărbați se pot demasca pe această platformă. Mă refer în sensul că în viața de zi cu zi și în momentul în care, înainte să apară această platformă, l-ai cunoscut în alte circumstanțe și în alte locații, să spun așa, nu-ți imaginai niciodată că poate decurge la aceste fapte. Vreau să mai discut acest subiect cu voi. Toate femeile și toate fetele care au ales să facă OnlyFans, consider că nu au ales din plăcere sau că așa a apărut OnlyFans-ul și o fac din hobby. Nu. Consider că toate femeile care fac OnlyFans o facem pentru că avem nevoie de bani. Cea care va spune că, domnule, eu o fac doar din plăcere, categoric, 100% minte. Legat de
un subiect din vlogul lui Bulănosu, am observat că a zis că OnlyFans-ul pentru unele femei, ăsta este jobul lor. Total greșit. De ce? Pentru că consider mai degrabă că TikTok-ul este un job full-time decât OnlyFans-ul. Pe OnlyFans ai postat un anumit conținut și ai închis platforma. În schimb, pe TikTok te obligă faptul că trebuie să stai câte 8, 12, 10, 20 de ore. Alții deschid TikTok-ul de la ora 10 și îl mai închid a doua zi. OnlyFans-ul poate fi un part-time și un part-time pe care îl câștigi ca și full-time. Să știți, OnlyFans-ul e video chat, dar e un pic mai convenabil decât la video chat. La video chat, gândește-te că trebuie să mergi la un studio profesional care să te promoveze, să se ocupe de tine, să stai full-time câte 8-10 ore. În schimb, OnlyFans-ul nu mă obligă anumite condiții, nu part decât cu OnlyFans-ul 20%, plătesc impozit. Bine, și la video chat plătesc impozit, dar mi-e mult mai convenabil să fac OnlyFans decât video chat. De ce? Pentru că nu stă nimeni cu ochii pe targetul meu cât stau, ce fac, ce postez și ce vorbesc cu acel membru. Voi decideți ce alegeți să vedeți, dar nu sunteți nici obligați și nici nu ar trebui să judecați pe cei ce fac anumite lucruri, gen fetele care fac OnlyFans sau cei care fac anumite provocări foarte exagerate pe TikTok. Eu nu judec pentru că și eu fac atât OnlyFans cât și provocări, unele mai proaste, unele mai bune. Mulți ziceți de ce nu mergem la muncă, fac și cei care au un job, pe lângă un job mai fac și TikTok, mai fac și OnlyFans. Să știți că nu este, dar de unde au atâta timp? În zilele lor libere fac ba TikTok, ba OnlyFans sau cel puțin când scapă de la lucru, pentru că toți avem nevoie de bănuți. Dacă tot am discutat subiectul OnlyFans TikTok, să știți că și pe TikTok se află și bărbați care fac OnlyFans. Adică nu doar femei, sunt și bărbați care se expun într-un anumit conținut și fac și ei conținut pentru femei. Adică sunt și femei care plătesc să vadă un bărbat dezbrăcat, cum se joacă, etc. Mi-ar plăcea să văd și părerea voastră aici în chat, nu doar de femeile care fac OnlyFans, și de bărbații care fac OnlyFans. De ce trebuie să fim judecați? Ca și concluzie, sunt multe alte platforme mult mai nocive decât OnlyFans-ul sau noi fetele care facem OnlyFans. Da, într-adevăr, unele femei fac întâlniri, mie nu mi se pare normal. Sunt perfect de acord, OnlyFans-ul nu este Publi24, consider că OnlyFans-ul ar trebui să fie strict doar pentru a interacționa virtual, nici de cum real. Dar să știți că nu toate femeile fac treaba asta. Mie mi se pare că mi-e suficient să interacționăm virtual, nu și real. Eu am fost Rose Vlog și sper că ți-a plăcut vlogul de azi. Vom interacționa și alte subiecte, adică revenim la subiectele noastre tabu. Vă pup!